Salut cu drag! Omul îndrăgostit își dorește, tare și foarte tare, să-și petreacă timpul cu partenerul de cuplu. Acest timp pe care el îl vede, îl simte, îl privește ca fiind cel mai important moment al zilei, al săptămânii, al lunii, al anului, uneori nu se întâmplă. Iar el atunci, în sufletul său, primește tristețe. Mult. Foarte mult. Dragostea trebuie să fie o bucurie, nu un handicap. Dragostea trebuie să te ajute să devii cea mai bună versiunea ta. Nu trebuie să-ți ofere un handicap emoțional. De aceea este important să găsim totalitatea elementelor care să ne facă să gândim mai presus decât ceea ce ne dorim. Un om bun spunea în felul următor: atunci când îți dorești ceva, este bine să faci efortul voluntar ca acel lucru să-l mai întârzi în a-l împlini. Respectiv, întârzie în a concretiza acel lucru care poate fi concretizat pur și simplu. Să stai cu cineva, să fii cu cineva, să faci dragoste cu acel cineva, să-l iubești pe acel cineva, mai întârzie puțin, ca să înveți să te lupți cu ceea ce simți, să înveți să te lupți cu ceea ce crezi că ești în prezența persoanei, mai întârzie lucrurile, mai potolește-le, mai domină-le și tu pe ele, nu te mai lăsa tu dominat de ele. Acum, în mintea unui om rațional, acest tip de deziderat pare real. Doar că un om îndrăgostit nu o să înțeleagă niciodată acest lucru. De ce? Fiindcă el pornește de la un sentiment care conectează două lumi fragile. Lumea sa, în care el reprezintă bărbatul sau femeia ce își dorește să fie cu un partener, și lumea în care partenerul îi permite să existe, respectiv te las să ai acces la mine cât timp vreau, cum vreau și când vreau, în așa fel încât lucrurile să fie controlabile și cuantificabile. Cu cât partenerul pe care tu ți-l alegi este mai atrăgător fizic, cu cât este mai elegant, mai rafinat, mai aproape de noțiunea de bărbat dorit, femeie dorită, cu atât totalitatea evenimentelor prin care a trecut de-a lungul timpului îl vor face să fie rațional în ceea ce el denumește dragoste. Această formă de rațiune apare într-o secțiune nouă, lipsită de emancipare, în care subiectul de succes spune în felul următor: cine simt că sunt în relația actuală de cuplu, și aici este o permanentizare, versus cine am simțit că am fost în toate relațiile de cuplu avute. În cazul în care subiectul a renunțat din proprie inițiativă la majoritatea relațiilor de cuplu pe care le-a avut până la un moment dat, spunând: nu mă reprezintă, nu mă regăsesc, nu am nimic de câștigat emoțional sau cognitiv din relație, prefer să plec, relația actuală de cuplu va fi una de o intensitate interesantă datorită faptului că partenerul cu care se va conecta va fi mai înalt cognitiv decât toți ceilalți parteneri pe care i-a avut, dar emoțional poate îl va speria, fiindcă
cel înalt cognitiv, când se unește emoțional cu o persoană, își dorește să-și petreacă mai mult timp cu acea persoană, își dorește să creeze un univers lărgit de activități, o include în viața sa, ceea ce face acea persoană îl trage pe omul de lângă ea să facă și la rândul ei, persoana se sperie spunând, băi, e foarte mișto, e incitant, e interesant, dar poate ar trebui să o lăsăm să fie mai chill treaba, că avem de-a face cu o efervescență. Când există efervescența în interiorul cuplului, ambele persoane ce formează cuplu se sperie. Liniștea este una doar de moment sau impusă. De aceea este important să înțelegem un fapt anume. Dacă poți tolera existența ideii de amânare și nu ești atât de înnebunit să găsești un rezultat rapid care să-ți ofere fericire instant, dopamină și serotonină instant, și dacă vei înțelege că trebuie să fii capabil în mod real să amâni ceea ce îți place și de ceea ce simți tu că ai nevoie oficial ca să te bucuri în plus de ceea ce vei simți peste o zi, două, o oră sau o lună sau un an, atunci vei câștiga un acord cu viața în care tu domini viața. În mod real, viața te domină pe tine prin tristețe, fiindcă tu îți vei impune ca acel lucru să nu se întâmple, îți vei impune chestia asta. Când se va întâmpla, vei fi de 5 ori mai nefericit că se întâmplă, fiindcă nu s-a întâmplat cât ți-ai dorit. Psihoterapeuții spun că nu există cuvântul trebuie sau impunerea trebuie. În schimb, există noțiunea de răbdare. Da, dar când ești îndrăgostit, nu există răbdare. Există orice mai puțin răbdare. Sper să-ți placă tricoul meu. Mi-a plăcut foarte mult. Simt că e vesel, chiar dacă avem de-a face cu un personaj speriat. Știu că va aduce vouă bucurie celor care priviți videourile cu mine. Cu drag merg pe următoarea secțiune cognitivă. Cu cât ești mai educat, cu cât ai mai multe mii de cărți citite, cu cât supragândești mai mult, atunci când ajungi să iubești, vei fi mereu în gardă. Fiindcă te vei gândi, evident pe supragândire, te vei gândi așa. De ce lucrurile pe care simt că trebuie să le fac ajung să creeze discuții? De ce trebuie să dovedești mereu că înțelegi ceea ce îți spune partenerul? Și avem un singur răspuns, ca el să nu se supere pe tine? De ce trebuie să fii altcineva lângă partenerul tău în loc să fii tu? Și atunci răspunsul este ca să nu se supere partenerul, să nu se sperie. Și ultima întrebare. De ce nu există parteneri care să îți ofere ceea ce îți dorești, când îți dorești și cum îți dorești, fără să adreseze miliarde de întrebări și fără să-ți impună un timp anume de existență sau de viață lângă ei.
și fără să-ți sugereze, dar exista parteneri care să nu-ți sugereze că este bine să fii mai liniștit, să fii mai calm, să nu fii atât de impetuos, să nu te grăbești. Aparent ar fi minunat, dar lumea ar fi în haos. Acum, lângă oamenii care îți spun oprește-te, trage aer în piept, uită-te dreapta și stânga, vezi dacă ceea ce tu îți dorești face parte din universul tău. Vezi dacă ceea ce îți dorești ne face nouă bine ca relație, este bine să existe. Dacă nu ar fi acest tip de parteneri, lumea, fiind fără reguli, ar fi într-un haos. Dar sunt conștient de faptul că există șansa ca aceste reguli să creeze un disconfort profund. Și acum să vorbim de disconfort. Ce e dragostea? O fabulație reală. Un mod de a-ți lua mințile. O formă profundă de manipulare a unui univers. Fiindcă în prezența dragostei te simți în siguranță. Dar acea siguranță nu ai mai simțit-o ori de foarte mult timp, ori niciodată, și îți dă foarte mare dependență. De câte ori tu îți dorești să mergi către partener și el te respinge, există întotdeauna o explicație. Logica este privită din nou două sau mai multe unghiuri diferite, respectiv ceea ce vede partenerul și ceea ce vezi tu. Ceea ce vede partenerul este o încercare din partea lui de a te mai domoli. Ceea ce vezi tu este o încercare de îndepărtare. Când în totalitatea anilor tu ai avut mii de relații în care ai stăpânit și dominat și în relația prezentă nu stăpânești pe nimeni, nu domini pe nimeni și simți că îți dorești să fii cu persoana respectivă, dar aceasta îți spune ești prea mult pentru mine, nu pot să duc, tu parcă și mai tare te aprinzi. Tot ceea ce vei reuși este să enervezi, să superi, să îndepărtezi. Tu privești povestea ca fiind reprezentarea personajului care este dominat, dar în mod real, tu vei fi cel care va îndepărta. De ce? Modul tău de acțiune. Ce vorbești, când vorbești, cum vorbești, ce îi scrii, când îi scrii, cum îi scrii, când o suni, ce îi spui, când o suni, ce ceri, când o suni sau îl suni. Reprezintă un factor disruptiv, respectiv. Tu ești cel care sperii. Iar tu trebuie să fii, ar trebui să fii obiectiv. Fiind obiectiv, spui în felul următor. Ce anume fac eu ca să deranjez? Răspunsul e oficial nimic, dar neoficial ești prea mult de dus. Când ți se spune chiar și voalat că ești prea mult de dus, este bine să nu mai ajungi la faza secundară în care ți se reafirmă faptul că ești prea mult de dus. Fiindcă atunci partenerul își va face o idee fixă despre tine, în care te va reprezenta ca fiind prea mult de dus. Iar varianta în care el își face bagajele și pleacă, va sta în picioare. Fiindcă tu deranjezi prin felul tău cloșcă de a fi, tu deranjezi. Apropo că lucrez acum cu colega mea de cabinet,
doamna psihoterapeut Ramona Dumitru, la un articol interesant care sper să vă amuze, se numește Bărbatul Cloșcă. Bine că sunt puțin bărbați cloșcă, că la cum este articolul ăla, o să fie un război total cu oamenii care își doresc de răspunsuri doar cele pe care ei le înțeleg, nu cele adevărate. Este important să vizualizăm adevărul așa cum este, nu altfel. Când ești prea mult pentru o persoană, trebuie să te calmezi. Altfel, omul ăla va fugi de tine. Da, el reprezintă pentru tine toată dragostea ta. E adevărat. Dar când e prea mult și frica apare, fă un pas în spate. Fă un pas în spate, fiindcă altfel vei avea de pierdut mult mai mult. Da, o să suferi, o să simți rece în interiorul corpului tău. Așa se transformă, în asta se transformă dragostea. În frig, atunci când faci un pas în spate. Dar acceptă frigul, îndreaptă-te către frig, ca să nu te îndrepți către final. Mai bine să-ți fie frig decât să termine relația. Ascultă-l pe bătrânul tău prieten. Partenerii sunt foarte greu de mulțumit. Oribil de greu de mulțumit. Tu trebuie să... faci în așa fel încât lucrurile să se așeze și să fie bine. Iar ei să fie mulțumiți de ceea ce simt, că altfel n-ar sta lângă tine. De ceea ce gândești ca să se simtă mândri de tine. De ceea ce mănânci și când, ca să nu aibă senzația și să nu simtă nevoia să spună, vezi că atunci când te trezești, primul tău drum este către frigider. Mizer. Și evident că va fi argumentul suprem în care, dacă nu te-aș iubi, nu ți-aș spune asta. Și asta e o manipulare. Da, sunt importante relațiile de cuplu. Dar când ele provoacă mult frig și creează discuții, mergi pe ideea de mai bine lipsă. Cei singuri cu care eu uneori lucrez m-au învățat un lucru foarte tare, pe care nu aș fi putut să-l învăț niciodată de unul singur, fiindcă eu primesc multă dragoste din partea celor care au grijă de mine. Singurătatea face foarte mult bine. Ea te învață că nu trebuie să vorbești cu nimeni niciodată, că nu ai de ce să dai raportul nimănui, că evident nu vorbești cu nimeni, că faci ce vrei, când vrei, cum vrei, ceea ce înseamnă că nu trebuie să ai program, că poți avea oricâți parteneri îți dorești, că nu contează, că într-adevăr nu ai simțit dragostea, dar singurătatea unor este mai presus decât dragostea. Acum, depinde foarte mult de ceea ce vrei să faci cu viața ta, fiindcă dacă viața ta va fi una în care ai trăit din plin până la 40 de ani, de exemplu, răul sau iubirea în exces, evident că o să te ferești și de rău și de iubire în exces. Și că da, evident, vei spune așa. Mi-ajunge. Sunt sătul. Nu mai am nevoie de nimic. Mi-a ajuns. Relația cu asemenea persoană este una grea, foarte grea, în care tu spui sufletul pe masă, iar ea alege din interiorul sufletului tău
doar câteva elemente. Iar dacă îi spui treaba asta, se va întoarce împotriva ta 180 de grade și te va ataca. Și te va simți nefericit în cazul în care nu o stai verbal, te va ataca emoțional. E ca atunci când s-a vorbit pentru prima oară de diferența în interiorul psihologiei la ultrapsihologie, emisiunea de la DC News, despre divorțul emoțional. În fapt, tu divorțezi pe hârtie când vrei, la notar sau la judecător, dar în mod real, divorțul se întâmplă numai după ce îți refaci viața. Așa e și în parteneriatele în care doar unul iubește cu foarte mare intensitate, iar celălalt se bucură o perioadă cât timp nu este speriat de intensitatea pe care o primește, dar când este prea mult și prea mult și prea mult, el poate spune pas și să iasă din relația cu tine. Ca să nu iasă din relația cu tine, tu când vezi prima oară că s-a supărat, a fost cumva deranjat de cât de mult te-ai îndreptat tu către el, este foarte important pentru tine să faci un pas în spate, să te umpli de frig, dar să menții relația activă. Este modul tău de a-ți demonstra dragostea. Nu 10.000 de telefoane pe zi și întrebarea unde ești, cu cine ești, ce faci, va genera ceva pozitiv. Și doar dacă faci un pas în spate și îți faci un program de care să te ții. Când ne vedem? Vineri. Vineri ne vedem, nu cu o zi înainte. Când ne vedem? Duminică. Duminică ne vedem, nu cu o săptămână înainte. Programul reprezintă puntea de echilibru în interiorul relației de cuplu. Este bine să-l conștientizați și este bine să vă țineți de el. Te salut cu drag. Eu sunt Radu Leca și de 18 ani, în diferite forme și la diferite greutăți, astăzi 60 de kilograme, bucurie mare, la mulți ani, repar și construiesc suflete și oameni. Te aștept la cabinet. 0754 999 444. Să fie bucurie!